situația de aici, de la Râmnicu Sărat, o consider o adevărată crimă împotriva mediului. Încă de ieri, instituția prefectului alături de poliție și DSV au demarat acțiuni specifice în vederea investigării și stabilirii responsabililor pentru această situație. Aș vrea să vă spun totodată că nu numai la Râmnicu Sărat, ci aproape pe întreg teritoriul județului există astfel de manifestări care aduc atingere legislației în domeniu, în domeniul mediului. Atâta timp cât voi fi prefectul județului Buzău, nu voi putea să tolerez astfel de manifestări, cu toate că există instituții abilitate care și plătite din bani publici care să vegheze la respectarea normelor în domeniu, constat că nu o fac cu eficiență. N-aș vrea să spun mai multe, deocamdată încă ancheta este în derulare și n-aș vrea să mă antepronunț. Însă, ce pot să vă promit este că instituția prefectului va veghea la respectarea legislației în domeniul de aici încolo și vreau să vă asigur de întreaga mea participare și de întregul meu efort pentru restabilirea ordinii și legii în ceea ce privește domeniul de mediu. Voi aduce la cunoștința opiniei publice, prin orice mijloace, rezultatele controlelor efectuate. Vă mulțumesc!